Salut! Mă numesc Alin Popescu, sunt Technical Manager la TP-Link și astăzi o să vorbim despre tehnologia Mesh. Ne-am hotărât să facem un serial pentru că sunt mai multe lucruri despre care vrem să vorbim, să le explicăm. Pare simplu, tehnologie Mesh, dar ce înseamnă Mesh? Cum folosește? La ce te ajută? De ce este mai bun decât tehnologia clasică, obișnuită? Asta vrem să vă arătăm și asta vrem să vă facem să înțelegeți în episoadele care vor urma. Ok, hai să luăm o rețea clasică. O rețea clasică are mai multe echipamente, care se numesc în general echipamente. În cazul de față, el la mesh se numesc noduri. Sunt mai multe echipamente care merg împreună în aceeași rețea pentru a crea o singură rețea, pentru a-ți da posibilitatea de a te plimba în zona rețelei, fără a pierde semnalul la dispozitiv, la telefon, în mod special, că telefonul e cel mai uzitat pentru așa ceva. Haideți să vorbim despre cele mai importante aspecte. Tehnologia Mesh elimină zonele fără acoperire. Seamless Roaming te ajută foarte mult în sensul că dispozitivul va fi conectat permanent la aceeași rețea fără să simți acest lucru. Adaptive Path alege în mod dinamic cea mai rapidă rută pentru dispozitivul tău ca el să se conecteze la internet. Self-Healing înseamnă că dacă unul dintre echipamente se deconectează, celelalte vor comunica în continuare. O altă funcție importantă a tehnologiei TP-Link Mesh este Home Care. Ce înseamnă Home Care? Înseamnă antivirus, înseamnă control parental, înseamnă quality of service. Atât pentru astăzi, data viitoare o să detaliem tehnologia Mesh și o să discutăm despre scenariile în care această tehnologie se potrivește. Vă mulțumim pentru atenție, pe data viitoare!